pentru al patrulea an la Ploiești se prezintă expoziția feroviară numită În gară la Nenea Iancu. Știți foarte bine că Nenea Iancu și gara de la Ploiești și tot ceea ce înseamnă cultura trenului este o marcă a Ploieștiului și a Prahovei. Și atunci am considerat că este potrivit ca noi la Palatul Culturii să organizăm această expoziție și această prezentare interactivă a ceea ce înseamnă tren, garnitură de tren, locomotivă și mai mult decât atât, ceea ce înseamnă contextualizarea acestui mijloc de transport până la urmă într-o cultură a transportului. Asta înseamnă că avem machete, avem reprezentări grafice, avem reproduceri la scară a multor piese de transport feroviar. Este un eveniment la care participă cluburi de modelism și pasionați din toată țara. Cea mai mare expoziție feroviară din România, cea mai mare machetă Lego feroviară din România, peste 60 de module, peste 100 de metri de șină, trenuri de călători, trenuri de marfă. Una din gările reproduse este cea din localitatea prahoveană Lipănești. O gară funcțională, un pic mai mare decât Lipăneștiul adevărat, având 3 linii, noi avem 4. Am mai adăugat una să putem să ne jucăm mai mult cu ea. În spatele machetelor de trenuri și locomotive în miniatură sunt oameni pasionați cu o răbdare de fier. Construiam modele proprii sau îmbunătățeam modelele făcute de fabrică, ceea ce este reprezentat aici. Păi, locomotiva asta e făcută de fabrică, aveți aici o poză cum arăta ea, cum a ieșit pe porțile fabrici. Ce an este? Anii 70. În imaginile, desenele care sunt, vedeți câte repere au fost făcute pentru îmbunătățirea acestei locomotive ca să semene cu aia reală. Foarte frumoasă, într-adevăr. Ce v-a impresionat cel mai mult? Toate, să știți că toate, fiecare are rostul lui, toate sunt puse foarte frumos, într-adevăr. Eu vin mereu. Miniaturile sunt reușite? Sunt, da, cum da. Sunt trenurile în realitate? Da, foarte reușite. Și mai ales că sunt făcute de mână, cele mai importante, zic eu. Una dintre machetele prezentate la expoziție este realizată din piese Lego. Avem un triaj feroviar, nu este gară. Multă lume confundă când vede multe șine, spun că e gară. Nu este o gară, este un triaj. Pe partea dreaptă avem trenurile de persoane, pe partea stângă avem trenurile de marfă. În spate de tot avem o rafinărie, pentru că toți suntem la Ploiești și nu că am făcut-o acum 4 ani, dar se potrivește foarte bine cu orașul unde avem astăzi expoziția. Totul absolut este din piese Lego. Expoziția a fost vizitată în mod special de copii.